Bună ziua, dragii mei, și în sfârșit v-am regăsit pentru ultima zodie pentru cei din Pești. Mulțumesc, dragii mei, că ați așteptat, dragii mei Pești. Pentru dumneavoastră aici văd foarte mult faptul că în prezent, dragii mei Pești, începând cu ianuarie sau poate chiar mai devreme, dumneavoastră v-ați dat seama că este important de acum încolo să faceți și ceea ce vreți dumneavoastră, nu numai ceea ce vor ceilalți din jurul dumneavoastră. Și aici mă refer foarte mult la familie. Văd o persoană din familia dumneavoastră, cred că mama, bunica, care v-a influențat foarte mult în tot ceea ce ați întreprins până acum. Ați fost ghidat de această persoană, însă acum ați spus stop, nu mai vreți acest lucru. S-ar putea ca și partenerul dumneavoastră sau partenera, însă se referă mai degrabă la o femeie. Îmi spune acest lucru, o femeie în vârstă, o femeie înțeleaptă, o femeie experimentată, deci bunica sau mama. Însă dumneavoastră ați hotărât ca să faceți lucrurile pentru dumneavoastră, pentru că văd că această persoană v-a învățat să aveți grijă foarte mult de cei de lângă dumneavoastră, adică de familia dumneavoastră, da? Și ați fost influențați de acest lucru. Îmi cer scuze, s-a întrerupt. Așa cum spuneam, această persoană v-a influențat foarte mult de-a lungul vieții, pentru că nu v-a transmis, este o persoană care v-a transmis, mergeți după anumite reguli, pentru că așa trebuie să fie. Nu v-a transmis experiențele sale de viață, v-a transmis tradiții și nu și, deci ceea ce a vrut ea, cum a vrut persoana respectivă, nu și ceea ce a fost bine pentru dumneavoastră. Iar acum, începând de luna ianuarie sau chiar de mult, v-ați dat seama că trebuie făcut ceea ce este bine pentru dumneavoastră și nu pentru ceilalți. Și aveți puterea să faceți acest lucru, dar poate nu ați văzut până acum ceea ce trebuia făcut din cauza faptului că, din cauza mândriei. Purtați o mare povară pe umerii dumneavoastră, însă îmi cer scuze din nou, s-a întrerupt. Deci, cum spuneam, purtați o mare povară în prezent dumneavoastră. Nu știu de ce. Văd de asemenea pe cineva în relația aceasta de cuplu că consumă excesiv, probabil bani, parcă nimic nu-i ajunge, nimic nu este bine, acum are ceva, mâine vrea din nou ceva. Văd o relație de cuplu armonioasă, însă parcă sunteți două personalități foarte puternice, însă văd o relație de cuplu armonioasă, dar spre viitor văd aici o infidelitate. Văd cineva că se simte vinovat. Persoana respectivă nu poate fi cu cealaltă persoană, da, a treia persoană, datorită faptului că și cealaltă persoană este implicată într-o relație. Dar parcă să zic că deci nu văd despărțire, însă lucrurile vor intra în normal, dar încet, da? Totul va fi bine, însă încet. Este o relație, văd, bazată pe armonie, dar, nu știu, cineva discută foarte mult cu o persoană în vârstă, da? Mama, bunica, îi cere încă sfaturi și atenție la această infidelitate pe viitor. Poate deja a fost și acum există acest sentiment de vinovăție, însă va fi, dacă nu a existat, va fi. Însă cei doi nu pot fi împreună pentru că există familii la mijloc. Așa, dragii mei Pești, de acum încolo faceți ceea ce este bine pentru dumneavoastră, pentru că vă simțiți stăpâni pe situație, sunteți o persoană foarte inteligentă, spirituală și aveți toate aturile necesare pentru a reuși în ceea ce vă propuneți în anul 2019. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video!